Investițiile în educație sunt esențiale atunci când vine vorba despre viitorul copiilor, dar și al comunității. La Giugiu, primarul Vasile Cărăguț a demarat un proiect ce vine în sprijinul părinților, dar și al micuților din oraș. Va fi construită o creșă nou-nouță la standarde europene, cu o capacitate de 4 grupe de 40 de copii, dotată cu toate cele necesare, inclusiv cu panouri solare. Noua creșă urmează să fie construită pe un teren în suprafață de peste 4200 de metri pătrați, aflat pe strada Calea Romanilor din Giugiu, și va avea o capacitate de 4 grupe, unde își vor putea desfășura activitatea 40 de copii. Construcția va avea regimul de înălțime parter, separată în 3 nuclee funcționale, respectiv nucleul administrativ, nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc. Este foarte importantă creșa pentru familiile tinere care locuiesc în Giugiu și satele aparținătoare, deoarece știu, am identificat o problemă în care familiștii ne spuneau ce o să facem cu copiii pentru a merge la servici. Dacă mandatul trecut am reușit împreună cu colegii mei de la primărie, împreună cu compartimentul de implementare proiecte, unde le avem și pe Alex aici, coleg cu alături de noi, am depus cererea de finanțare și construirea unei grădinițe cu 3 săli de clasă. Acum suntem în locul unde va fi construită, deja a fost licitația publică pentru executarea lucrărilor. Probabil în perioada următoare vom preda amplasamentul constructorului și construirea unei creșe care este foarte importantă pentru Giugiu. După ce va fi finalizată construirea creșei, aceasta va trece în subordinea Liceului Tehnologic Agricol din Giugiu. După ce va fi construită, va fi predată Liceului Tehnologic Agricol. Este un liceu care în ultimul timp a fost promovat foarte bine și are o imagine foarte, foarte bună și la nivel național. Această finanțare pentru creșă, cererea a fost depusă la CNI, la Compania Națională de Investiții, după care a trecut pe acele finanțări pe partea de PNRR. Am înțeles că sunt banii necesari pentru construcția lor. Cei de la CNI s-au ocupat de partea de licitație publică. Noi i-am sprijinit cu tot ce a fost nevoie de avize, de documentații, de tot ce a fost nevoie. Așteptăm în zilele următoare predarea amplasamentului pentru constructor și celor de la CNI pentru a se finaliza cât mai repede această clădire. Clădirea urmează să fie dotată și cu panouri solare și stație completă de automatizare pompare pentru sistemele solare.